Bună seara, Olimpiu, felicitări pentru această victorie obținută în ultimele minute. Parcă a fost mult mai greu decât ne puteam imagina în această seară. Mulțumim frumos. Știam că o să ne aștepte o partidă foarte grea. V-am spus la interviu după meci cu Botoșan că orice echipă vine să câștige contra noastră. Ne inspirați? Cum ai descrie jocul vostru? Eu zic că a fost o victorie muncită, ne bucurăm că am câștigat, nu contează că am câștigat 1-0, contează cele 3 puncte. Important e să câștigăm fiecare meci, nu contează, fiecare își dă viața pe teren și mă bucur pentru faptul ăsta că suntem o echipă. Bun, dar jocul nu convinge, nu e acel joc pe care și-l dorește patronul vostru. Eu zic că este foarte mulțumit după victoria asta. V-am spus că fiecare echipă vine și își dă viața când joacă contra FCSB. Ați avut și puțin noroc, pentru că dacă intra cel puțin acea minge a lui Ciamed. Da, trebuie să ai și puțină șansă într-un meci. Nu contează cine are ocaziile mai mari, contează să câștigi. A fost mai multă presiune înainte acestei partide, ținând cont de faptul că CFR era pe primul loc? Sincer, noi nu ne uităm la CFR. Important e să ne facem noi treaba pe teren. Cum nu vă uitați și la CFR? Că sunteți în luptă cu ei. Să jucăm meciul cu ei și o să vedem atunci care e mai bun. Din nou pasă de gol pentru tine. Cel mai bun sezon din carieră? Sunt fericit că mi-ajut echipa, că sunt cel mai bun pasator. Sper să și marchez, dar cu timpul o să le fac pe toate. 7 goluri în 8 meciuri marcate de la plecarea lui Man, atât de mult vă lipsește? Da, Denis era un jucător foarte important pentru echipă, dar trebuie să jucăm și fără el. Ați văzut că echipa începe să meargă foarte bine și câștigăm meciurile. Cine îl va înlocui? Cine îl va înlocui pe Denis? Păi suntem mai mulți, dar Denis era un jucător important și de valoare. Mulțumesc! Mulțumesc! O seară frumoasă! De ce n-ai spus noi?